mulți ne cunoaștem, căci ne-am mai vizitat și prin țară și aici. Vă spun sincer, când am venit prima dată aici, pe Țibreș, am auzit o cântare prin Duhul Sfânt acolo într-un colț, cântată prin Duhul Sfânt, printr-un proroc. Și când am auzit-o, a fost un plâns pe muntele acesta, am spus și mai noi la Rădăuț. Și mi-am adus aminte de cărările vechi de tatăl meu, de părinții mei, care când eram copil. Și de aceea eu voi avea ceva, un cuvânt pentru copii, că sunt conștient, am și eu 7 copii, vine al 8-lea. Am lăsat soția acasă, mai neputincioasă. Și am spus și la mulți frați păstori din țară, și fratele Șerban de la Suceava, și la frații de la București, eu lupt pentru o cauză dreaptă și cauza mea este aceasta. Vreau ca copiii mei să găsească ce am găsit eu în biserică. Eu am găsit cântare, prorocie, tălmăcire, învățătură și toate să se facă spre zidire, mărire Domnului. Amin. Dacă copilul meu care are 14 ani și poate astăzi vine și el încoace când n-aveam loc și m-a rugat nici de pas să-l ia, nu va găsi, se va trezi pe la 18, pe la 17 ani când va înțelege el și va ști să deosebească, va întreba, tată, unde-i prorocia, că nu-i, dispare Dumnezeiescu, apare omenescu, dispare Duhul Sfânt și intră diplomația. Și nu vreau să mă acuze băiatul meu într-o zi să zică, tată, de ce n-ai păstrat? De aceea am mulți prieteni, cu Aurel, cu mulți frați, păstori, proroci. M-am dus în țara aceasta și m-am bucurat. Căci Dumnezeu lucrează și azi, mărirea Domnului. Azi Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Azi Dumnezeu poate să vindece pe Țibreș, mărirea Domnului. Eu am o mărturie, chiar vecinul meu, Tico Zarchevici, care de multe ori mă chema la el, era lungit pe pat, îl dorea capul, și mă chema cu mulți frați, slujitori de Rădăuț, mă chema la el, și soția plângeau, copiii plângeau pe lângă pat. Și într-unul din anul l-am adus aici și am zis, vino cu mine pe munte. Și aici s-au rugat frații și au pus mâinile. Aveau o durere groaznică de cap. Și frații au făcut ungerea și Dumnezeu l-a vindecat. Mărire Dumnezeu are putere și azi. Prorocia e pentru cei ce cred. Dacă nu crezi, nu-i pentru tine. Dar eu mai cred că există prorocie și în mileniul 3. Eu cred că Dumnezeu poate să dea putere și în mileniul 3. În fața lui Anticrist și puterii demonice, Dumnezeu să trezească bărbați. Dumnezeu va lucra cu cei prigoniți. Avem și noi 38 de ani și mergem pe străzile orașului. Și vă dați lumii formalismului. Soția mă spune de multe ori, cum poți să răbi tu, băi omule? Băi, femeie, Biblia spune, ferice de cei prigoniți pentru neprenire, ferice de cei hărțuiți. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze toți prigoniții. Amin. Aici vreau să vorbesc cam greu, dar bucuria mea este de plină. M-am bucurat că Dumnezeu lucrează și azi, mărire Domnului. M-am bucurat aseară că Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt, mărire Domnului. Și să ne unim, spuneam, la București când am venit la București să facem un nartu. Eu sunt de acord să fac un nartu cu ardeleniu, mai ales cu aia care țin adevărul. Că există ceilalți peste tot. Există celorlalți din Tiatira, țineți cu tărie. Eu cu ăștia vreau să fac alianță, vreau să fac învoială. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile din țara românească. Amin. Să luptăm pentru credință, pentru copiii noștri. Poate noi vom mai trăi. Eu am mai prins ceva la tatăl meu. Am văzut în casa mea cum Dumnezeu a vindecat-o pe sora mea. Am văzut minunile lui Dumnezeu. Am văzut cum ne-am rugat pentru mama noastră împreună cu copiii. Dar ce vor prinde copiii mei? Ce vor prinde copiii mei? 7-8 cântări ca la carismatici, dansuri, fraților, nu aceasta e credința, asta e credința dacilor. Noi vrem să ținem original aici. Amin. Doamne, dă putere pentru dacilor!
Nu ne temem, de partea noastră este unul mare. Nu sunt frate, nu sunt eu. Este unul mare și acesta este Iisus. Glorie Lui. Copilașul și cel ce este voi este mai tare, mai mare. Și când cel tare este în tine firul moda, chiar și în Italia și în Roma, chiar și în Bruxelles și în Londra, că cel tare este în tine. Amin. Doamne, binecuvântează biserica de locul acesta. Amin. Cu cel tare și cel tare este Iisus. Amin. Și cel tare a vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura lui Pavel, un bătrân care stășea într-o pușcărie. Și acest Pavel avea o dorință sinceră pentru copii și văd aici copiii fraților, m-au sunat mulți frați. Și mi-au zis că eu iau băieții, doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze băieții. Amin. Că când preotul Eli nu-și mai face datoria, Dumnezeu caută pe micuțul Samuel să-l pune în slujbă. Dacă voi veți tăcea, peștele vor vorbi. Un preot e indulgent, neglijent, care fecioarelor tăiau spurcăciunea. Și am fost de acord cu toți frații, am fost și pe la Deși, cu toți frații și doresc ca Dumnezeu să facă o unitate. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să luptăm pentru credință, un punct este al doilea. Să luptăm și pentru unitatea. Surița era Voronesc când dansează. Dar suntem uniți și noi și doresc ca Dumnezeu să dea Duh de unitate. Amin. Duh de descoperire de aceasta. Oameni care să stea la sfatul lui Dumnezeu. Și în vreme de întuneric să mai poarte deciziile lui Dumnezeu. Să mai dea Dumnezeu bărbați care să nu vorbească de la ei. Și bărbați care să vorbească de la Dumnezeu prin Duhul. Eu sunt mulțumit dacă am două fraze de la Dumnezeu. Că îi prind pământul astăzi de trenici. Dar multe sunt de la oameni. Dar Iisus n-a vorbit de la el. Iisus a vorbit de la Tatăl. Ne invadează amboarele noastre înțelepciunea lumii acestea, care este o ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Dar Iisus a zis, eu n-am vorbit de la sine, ci am vorbit tot ce mi-a spus Tatăl. Doamne, ridică bărbați care să vorbească cuvântul lui Dumnezeu care are putere. Cuvântul care taie moda, cuvântul care taie curvia, cuvântul care taie răutatea, cuvântul care taie amălcirea vremii. Doamne, dă cuvânt în ziua aceasta. Amin. Cu autoritate prin Duhul. Și aici cuvântul Domnului spune bătrânul Pavel din închisoarea Romei. Avea un ucenic care n-a făcut teologie cu Pavel, ci a umblat cu Pavel. Să zici, când a venit Timotei la voi să-l primiți Pavel, îl putea în inimă pe Timotei. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze toți Timotei, toți băieții noștri. Copiii dragi, m-am dus acasă la părinții mei, la Lozna Străteni și am vorbit acolo în biserică și câțiva frați bătâni la urmă au pus capul pe mine și au zis la Orențiule, de acum preluați voi ștafeta și ducesul și luptați pentru credința adevărată. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să luptăm pentru credința adevărată. Cum spunea Pavel lui Timotei din închisoarea Romei, m-am luptat lupta, ce frumoasă declarație face Pavel înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor. M-am luptat lupta cea bună, am păstrat credința, una singură este lupta cea bună, una singură este credința, credința care a fost dată odată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și aici cuvântul spune 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Tu, dar copilul meu, Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Doamne, binecuvântează toți copiii care ascultă Evanghelia. Amin. Dacă pe noi poate va trebui să fim închiși, dacă poate pentru noi vocile noastre se vor închide, Dumnezeu să ridice copii care să slujească din inimă de la tău. Acest tare se gândea mult la copilul lui, cu câtă durere, cu câtă căldură sufletească. Și m-am bucurat și pe mine m-a crescut un bătrân care m-a luat pe lângă el.
Și la moartea lui m-a chemat cu două zile în urmă și a zis, Laurențule, tu să mai vii pe la țară. Și mi-a zis, Laurențule, Biblia n-are cum nați, n-are cineri, n-are neamuri, Biblia are frați și sorori. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze toți bătrânii de aici, bătrânii Pavel. Suntem conștienți că trebuie să legăm legătura aceasta. Să știți, noi trebuie să iubim întâi pe Dumnezeu și la doilea rând pe aproapele nostru. Și mi-a plăcut de fratele Cordoneanu care zis că noi trebuie să iertăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Să știți, am mai fost în ultimul timp așa prin biserici și am plâns mult când am văzut, am fost într-o biserică, într-o zonă, nu mai dau numere, și am plâns acolo și am întrebat, unde ai fost biserică marți seară? Unde ai fost joi seară? Unde ți-este credința ta, biserică, marța seară, joia seară? Și fratele slujitor de acolo mi-a zis, Laurențiu, joi seară am fost singur în biserică, în timp ce apele dădeau peste maluri, în timp ce Dumnezeu s-a atinge de holdele noastre, de casele noastre, noi stăm și ne încurcăm între treburile vieții acestea și noi trebuie să simțim cu poporul, noi trebuie să simțim cu decăderea, dezbinări, biserici care cocoteau în așa vorbește Domnul, acum găsești numai câte 7-8 inși în biserică, încotro mergi străiere. Aș dori că dacă noi am venit aici să plângem cu Dumnezeu. Aleluia. Am uitat la toți oamenii lui Dumnezeu, la Ieremia au zis, vai, cum s-a negrit aurul. Samuel, care a fost lepădat de popor, poporul nu a mai votat cu el, cum se întâmplă astăzi, poporul nu mai votează cu prorocul, vrea și el cu zecioara, vrea și el cu împăratul, vrea și el pastor reverent, așa vrea poporul, doctor în teologie, nu mai vrea oameni plin de puterea lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Amin. Toți care suntem aici să iubim adevărul. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Apostolul Pavel a suferit pentru alții. Mi-aduc aminte de cuvintele Apostolul Pavel care le spune, și eu voi cheltui bucuros din ale mele pentru voi. Unde-s bărbații care se cheltuie pentru țară? Unde-s bărbații care, nu vă dați seama, am mai fost și în Basarabia și în Ucraina? Și frații bătrâni m-au cuprinut de băiete, spune la frații români să vină la noi. E nevoie de lucrători și când vezi atâta nevoie, exact ca cuvintele Domnului când spune că a văzut că noradele erau risipite și pe Iisus l-a caracterizat mila. Noi trebuie să fim aceia care să fim miloși, iertători, buni. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doresc ca Dumnezeu să dea un duh de bunătate în vremea aceasta. Doresc ca Dumnezeu să dea un duh de iertare peste noi. Și precum Apostolul Pavel îl iubia pe copilul Timotei, aș vrea aceste legături să se lege între bătrâni și tineri, să nu mai fie discrepanțe, discorde, suspiciune, trădare, ci să iubim copiii, să ne dăruim pentru ei. Eu vreau să spun că și într-o seară m-au rugat tinerii de la Rădău să mă duc cu ei la Siret și am dat textul acesta și au vorbit ei trei pe rând, în urmă am vorbit ei la încheiere și venind spre Rădău s-a Dumnezeu au vorbit și prin Duhul Sfânt. Acele fete, acele au închis cazetofonul și au zis, frate Laurențiu, vrem să cântăm noi. Și am început să plâng alături cu ei. Și eu am copil și m-aș bucura la vârsta de 16-17 ani cineva să se apropie de el. Aș vrea și eu cineva să-i predice ce am predicat eu la alții. Să-i spune că Iisus votează cu Duhul Sfânt. Să-i spune că Iisus prorocește și în mileniu trei. Mărire lui Dumnezeu. Și doresc să ținem la mărturia lui Hristos. Fiindcă noi avem cuvântul, dar avem și mărturia cuvântului. Iisus a zis, fără tăciți, că nu-și cunoaște Scripturile. E nevoie ca frații să citească Scripturile. E nevoie să cercetăm Scripturile. Dar este nevoie și de puterea lui Dumnezeu.
Scripturilor este cuvântul, dar puterea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Amen. Biserica trebuie să facă mare întorsătura vremii, să ne întoarcem înapoi la Duhul Sfânt. Amen. Să ne întoarcem înapoi și tot ce se face în biserică, să nu se face prin intelect, să se facă prin Duhul Sfânt. Dacă cânti o cântare, cântă prin Duhul Sfânt. Amin. Dacă te rogi să se roage Duhul Sfânt în tine. Amin. Dacă predici, să predice Duhul Sfânt. Amin. Se dorește ca Dumnezeu să coboare peste adunarea aceasta cu Duhul Sfânt. Amin. Doresc ca Dumnezeu să dea autoritate bisericii. Amin. Pentru că cel ce este noi este mai mare. În noi este o putere. În noi este un Duhul Sfânt. Și acesta, comoara aceasta care purtăm în niște vase de lut, este nemaipomenită. Această putere care spune la Efes, nemărginita puterii sale, care poate să facă nespus mai mult decât ne rugăm pe Tibleș. El poate să facă totul mărirea Domnului. Aceasta e autoritatea lui Hristos, care lucra odinioară în Efes. Această autoritate lucrează și astăzi. În fața puterii anticristului, în fața puterii demonice, Dumnezeu va ridica bărbați lepătați de sine, ca să nu gonească după slava oamenilor, după votul oamenilor, ci să gonim după slava care vine de la Dumnezeu Tatăl. Doamne, dă putere! Doamne, dă autoritate! Doamne, dă ungere! Să ridică Timotei care să vorbească cu îndrăzneală. Și Apostolul Pavel îi spune un cuvânt profetic lui Timotei și spune așa, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește bine slujba. Iubiți frați, iubiți părinți, iubiți bunici, iubiți tați care sunteți la fel ca mine, fiți treji în toate lucrurile, Doamne ajută-ne la aceasta. Să ne împlinim bine slujba. Dacă predici, predică bine. Dacă te rogi, roagă-te bine. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze toți predicatorii. Amin. Să predice bine, Doamne ajută-ne la aceasta. Ajuns în misia să pregătească, să treacă în Bitinia. Că Duhul Sfânt nu-i de voi să lătrește în evanghelizare. Lucrare bună, dar Duhul Sfânt și un om din Macedonia îi face semnul Pavel în vederea de noapte. Și Pavel s-o lua după vederea, zice noi, băi, e prea elementară. Ce să băgăm noi, un om din Macedonia, să mă iau după vederea, totuși Pavel înțelege că trebuie să ajungă în Macedonia, în prima cetate, în Filip, acolo, pentru că înaintea lui Pavel a mers Domnul. Și Domnul a deschis inima Lidiei, mărirea Domnului. Și Pavel în urma predicii n-a ajuns la un restaurant, n-a ajuns la un hotel luxos, ci Pavel ajunge în pușcărie. Și din pușcăria, acolo din Filip, scrie o scrisoare care e valabilă pentru noi. Și aici cuvântul Domnului spune, Pavel scrie o scrisoare, dacă eram eu în pușcărie, poate scriam, rugați-vă soției sau părinților sau fraților mei, rugați-vă să scăp de aici din pușcărie, să mă duc la copii. Dar Pavel avea datoria pentru altul. Pavel îl dorea pentru altul și pentru Dumnezeu. Și asta e pocăința. Aceasta înseamnă pocăința. Să încetezi să slujești pe diavol și pe tine, să slujești pe Dumnezeu și pe altul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și aici, Apostolul Pavel scrie, rugați-vă totodată pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată mă găsesc în lanțuri, ca să fiu, să fac de cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Acest îndemn am de la Dumnezeu. Noi avem datoria să dăm sunete deslușite și vai de cel ce va suna încurcat. Duhul lui Dumnezeu vorbește lămuriți și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze trâmbițele care sunt pe Tibleș. Amin. Să dăm sunete deslușite. Amin. Și aici cuvântul spune să vestesc taina lui Hristos așa cum trebuie. Unii predică așa cum nu trebuie. Ne invită la plajă, ne invită pe munți cu nevestere,
evită la plăceri, la desfrâu, dar nu, noi ne găsim plăcerea în ocară, în dispreț, vorbiți de rău, vorbiți de bine, în lipsă de foame, în lipsă de îmbrăcăminte, în belșug, în sărăcie. Vrem să iubim pe Dumnezeu. Amin. Și vrem să predicăm așa cum trebuie. Și vrem să... Doresc să mă opresc aici și doresc ca Dumnezeu să coboare peste adunarea aceasta. Iubiți frați, să ne unim în Duhul. Mulțimea celor adunați era o inimă și un gând. Forma de idolatrie modernă este să ne împartă cu fratele Lazar și ne-a făcut unul să facă foc, altul să cânte, altul să prorocească. Asta e forma de idolatrie modernă care va hotăvi lumea sfârșitului. Dar noi trebuie să tindem pe unitate în învățătură, în trăire, în cunoaștere. Doamne, lasă Duhul unității în continuare. Amin. Să nu ne dăm unul peste cap, unul din Ardea, nu. O disciplină, eu sunit cu frații din Suceava, ne cunoaștem, de mic copil mă cunosc unii și ne iubim în Domnul și doresc să se lege legăturile trainice. Nu sunt frate de sânge cu niciunul de aici, dar peste legăturile de sânge sunt legăturile duhovnicești, care doresc ca Dumnezeu să le refacă între noi. Amin. Indiferent că mergem într-o tară sau alta, noi să gândim la fel, noi să luptăm la fel, căci nu mai este mult și vine Iisus. Amin. Mireasa, zice vino, și Duh fără mireasă și mireasă fără Duh nu se poate. Și prin Duhul noi să zicem, vino Doamne Iisuse! Amin. Nevestele noastre sunt prigonite. Acum că au fost căldurile astea, stătea nevasta pe jos. Și o trebuie să consolez, o trebuie să plâng alături cu ea. La servici au dat-o afară. Prigoană în familie, prigoană și încet frat. Și ce se uită că la tine a fost o prorocie prin frate Luca Cornel, a sus-o la Rădăuz. Și a zis că vine vremea, că cei care vor conduce, care vor trăi pocăința, vor fi conduce ca spurcați. Când merg copiii mai smeriți, râd toți ei pe stradă și copiii noștri sunt prigoniți. De acolo pornește prigoana. Un duh se coace, un duh democrat, un duh demonic care se va scula să ne prigonească, un duh anticristic. Dorim să nu ne prigonim între noi. Amin. Și să ne iubim între noi, că amin, suntem frați. Doamne, binecuvântează toți care sunt aici, bisericile România. Doamne, să se iubească în adevăr. Doamne, ajută-ne la asta! Amin! O Doamne Iisus,
De atâtea ori privim spre cer, spre ceriu albastru și țenit. Să te vedem, Iisus, iubit, când vei veni. Ne arde inima de dor, după tine, Mântuitor. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Ne arde inima de dor, după tine, Mântuitor. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? De atâtea ori privim înapoi la suferință și nevoi. Noi te chemăm, Iisus, iubit, să fii la noi. O vino, scumpul nostru, Iisus, să ne ridici la tine în sus. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? O vino, scumpul nostru, Iisus, să ne ridici la tine în sus. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Tată sfântă, fața ta, o vom privi de-a pururia. Să rămânem o veșnicie lângă ea. Cu toți în fața ta cântând, pe tine, Tată, lăudând. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Cu toți în fața ta cântând, pe tine, mire, lăudând. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Iisus, iubit, când vei veni și munții se vor zbudui, și morți atunci din mormâie vor ieși. Cu toți în fața ta cântând, pe tine, Tată, lăudând. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Cu toți în fața ta cântând, pe tine, mire, lăudând. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Ierusalime, loc iubit, cetatea noului pământ, când vom intra pe-a ta, le porți în veșnicii. În haine albe îmbrăcați cu Duhul Sfânt, în haine albe îmbrăcați cu Duhul Sfânt, noi sigilați. De ce nu vii, Iisus, iubit, de ce nu vii? Doamne, pentru a ta lucrare, vrem ca Iacob să luptăm. A ta bine. La tine, Doamne, noi ades venim. Cu ranele care mereu ne dor. Tu știi să mângâi și tu știi să dor. Să-mi plete valsa multă